găsit, dragi prieteni, ai dialogurilor între minte și inimă. Dumneavoastră ați atins vreodată succesul în viață? Dacă da, în ce condiții? V-a ajutat oare cineva să aveți succes în acele momente? Sunt întrebări la care vom încerca să răspundem în această seară. Tema emisiunii este succes și coaching și invitata mea este un coach de succes, un om cu multă profunzime, cu multă integritate și cu o energie foarte, foarte plăcută. Este vorba despre doamna Cecilia Tamaș, avocat și coach, căreia îi spun bine ai venit, Cecilia, în studioul 6 TV. Bine te-am găsit, Ștefan, ție și telespectatorilor tăi. Mulțumesc frumos! Am foarte multe întrebări pentru tine în seara asta, fiindcă eu sunt un om care, la fel ca mulți alții, și-a dorit să facă lucrurile bine în viață, și-a dorit să aibă succes. Consider că sunt pe drumul spre succes. Asta este greu de apreciat, în ce măsură am reușit vreodată sau nu să ating succesul sau măcar să fiu apropiat de succes. Și pentru asta există o instituție, ca să zic așa, cu ghilimelele de rigoare. În ultimii 25 de ani, instituția coachilor. Am, bineînțeles, că am parafrazat puțin sensul. Există în ultimii 25 de ani foarte mulți coach în lume. Nu ar fi apărut profesia asta dacă nu ar fi avut un sens în viața noastră. Cu siguranță. De unde vine sensul acestei profesii? De la dorința de a persevera, de a arăta și altora că se poate, de a însoți și de a antrena abilități, capacități, rezumând, de a arăta, da, se poate. Da. Mi se pare un răspuns care merge la suflet. Lucrul ăsta. Tu de ce ai ales să fii coach? Care a fost motivația ta personală? Pentru că se poate. Dacă eu am putut, pot și alții. Ok. Te ascult. Ai mai vrut să mai spui ceva? M-am început ușor. Așa. Și pe îndelete. Ok. Și cu răbdare. Ok. Și apoi m-a prins așa jocul. Îmi vine în minte că după ce am absolvit cursul de practitioner, da, de da. Coaching, am antrenat celebrarea. Nu știu dacă noi românii chiar sărbătorim fiecare succes. Și întâmplător am coborât din locația unde a avut loc celebrarea evenimentului în lift, singură cu un domn în vârstă. Așa. Față de ora la care a avut loc evenimentul, nu era foarte multă lume în locație, nu-l văzusem și mi-a pus întrebarea: bun, am înțeles, ați sărbătorit, acum sunteți coach, când mergeți acasă o să fiți coach? M-am uitat la el și am zis: a, nu, când merg acasă o să fiu mamă, soție. Nu reușisem încă să fiu coach. Abia când îți dai seama că pur și simplu ești. Bine, la un moment dat m-am speriat că veneau oameni în preajma mea pur și simplu să stea în preajma mea. Să mă întrebe sau să fie în preajmă. Nu înțelegeam de ce lumea la poștă mă întreabă pe mine de unde se iau formularele de completat, cum oprește lumea pe stradă să mă întrebe chiar pe mine unde este strada sau locația sau numărul.
Tu ai un tip de energie care atrage, ai un fel de magnet energetic, așa. Și e o întrebare interesantă. Ce simte lumea la tine de oamenii îți cer ajutorul? Cel mai mult și cel mai mult am exersat și încă sunt la modulul 1, poziția tu ești ok, eu sunt ok. Așa. În momentul în care practici, vii așa cu dorința de a-l ajuta și îți vine clientul în față și pleci pe poziția, este un om minunat, are toate resursele, vreau să-l ajut. Nu ești pe poziția, tu ești ok, eu sunt ok. În momentul în care zici îl ajut, nu-l împuternicești. Sigur, fiindcă ții puterea la tine în loc să... Sau se poate întâmpla celălalt. Să-ți vină un client care, oh, la mine, deja ești mic. Mm-hmm. Am să spun ceva. Nu-mi place cuvântul ăsta, am puternicii. Nu-mi place nici în engleză cum sună, to empower. Da, nu, e... nu cumva ne regăsim puterea în noi, mă refer la noi clienții, fiindcă eu da, nu sunt coach. În sensul ăsta, nu de a delega, în sensul ăsta, da. De a vedea că toate resursele, toate abilitățile sunt la el. Și cum poți face pe cineva să-și regăsească puterea? Și încă o întrebare, avem puterea când ne naștem? Da. Fiindcă mă gândeam în timp ce îți puneam întrebarea dacă e corect să spun a găsi puterea în tine sau a regăsi puterea. A o regăsi. E mai corect a o regăsi. E mai corect. Cum poți ajuta pe cineva să-și regăsească puterea, să-și regăsească acel tip de energie care îl face să aibă succes? Sunt multe. Multe tehnici. Ține... De prezență. De prezență în sensul că în coaching este vorba despre a ajunge de la starea actuală la starea dorită. Din punctul A în punctul B. Din punctul A în punctul B. De multe ori fie că are cunoștințe despre ce se întâmplă într-un proces de coaching sau poate a mai experimentat, vine oarecum cu lecția făcută. Nu e bine. O luăm de la zero. Ce înseamnă punctul A? Unde ești? Cine ești? Unde? Unde însemnând loc? Unde însemnând oameni? Unde însemnând serviciu? Și a prins o lumină pe toate resursele. Mintea începătorului, cum se spune în budism? Da. Ok. Stai mult acolo și trebuie să stai mult acolo pentru că așa și conștientizează. Să înțelegi unde ești. Exact. Istoricul tău contează în acel moment, în acel prezent de la care începi? Contează ce a fost înainte? Fiindcă sunt mulți oameni care spun, da, uite, sunt în punctul ăsta, da, am fost înainte în alt punct și uite ce frustrat am fost înainte de punctul A. Contează cine ai fost. Contează cine ai fost pentru că și fizica cuantică a apărut după ce a fost mecanica lui Newton. Cred că încă n-am aprofundat foarte bine mecanica lui Newton, și acum mă refer la coaching, da? Da. Acțiune și reacțiune, că dacă am ști lucrul ăsta, da? Deci acționează și eu, ce fac, reacționez? Hai să rupem forțele astea și să vedem cuantic lucrurile. Contează cine ai fost. Să experimentăm înainte. Un pic detașarea. Contează cine ai fost. Se învață asta. Se învață. Încet, răbdare, dar explorat foarte mult starea actuală. Și starea... trecută, ca să zic așa, în condițiile în care o privești ca o zonă de resursă. Bine, dar oamenii trăiesc într-o efervescență a dorințelor. Ei au tot felul de dorințe și au tot felul de nemulțumiri. Oamenii simt atracție și repulsie și asta nu poate fi înlăturată, că e mecanismul nostru de viață, ca să zic așa. Așa este, dar o întrebare te poate rupe. Îmi doresc să-mi schimb job-ul. Mai concret, îmi doresc să devin ziarist. Te plimbi puțin pe acest obiectiv și dacă mai vine o întrebare, ce-ți dorești tu cu adevărat? Da, ok. Dar aici vin eu cu o întrebare. Ce faci dacă realizezi că dorința acelui om nu este bună pentru el?
coachul nu are agenda. Că nu este potrivită. Lucrezi cu ceea ce ai tu în minte și în inimă sau lucrezi pe dorința clientului? Nu lucrez eu, lucrează el. Lucrezi tu cu el, să zicem. Eu cu el. Da. Obiectivul este al lui, resursele sunt ale lui. Planul, practic, și-l face el, cum a ajunge de la starea actuală la starea dorită. Nu pot să emit judecăți, este bine sau nu este bine pentru el. Procesul nu se termină atunci. După ședința de coaching, pleci cu teme pentru acasă. Rămâne o legătură. Ok, cu toții facem școala vieții. Și clientul tău a ajuns în clasa 4-a la școala vieții. Da? Și el vrea să facă ceva în acel moment, vrea să întreprindă niște acțiuni care să-l aducă în clasa 1-a. Sau la grădiniță. Insist cu treaba asta. Și totuși nu este bine pentru el să facă acel lucru. Rămâi de pe opoziția coachului care nu judecă? Rămâi de pe opoziția coachului care nu judecă. Nici dacă rămâi sau rămâi în această poziție și dacă este foarte toxic pentru el ceea ce dorește să facă? Rămâi nu înseamnă că nu oglindești. Ok, că poate vrea să se răzbune pe o persoană și asta nu este bine. Adică, bun, este și asta o experiență de viață. O experiență a răzbunării, dar îți dai seama că i-ar aduce mai mult rău decât bine, cel puțin pe moment. Pe termen lung, toate experiențele sunt bune și cu toții progresăm. Dar ce faci? Uite, experiența răzbunării. Dacă ar veni un client cu un obiectiv, vreau să mă răzbun... Pe fostul șef care m-a dat afară de la serviciu. Să zic, nu știu, am luat un exemplu absolut întâmplător din pentru un coach, multele pe care le auzim. Pentru un coach nu este un obiectiv concret. Ce vrei să faci mai exact? Vreau să fac postări pe Facebook, okay. Vreau să scriu scrisori șefilor lui. Vreau să vorbesc cu alții care urmează să se angajeze acolo, să le vite pe om. Ok, ce câștigi? Ce beneficiu ai din asta? Să zicem că îmi elimin energiile reprimate în felul ăsta. Iarăși, un răspuns imaginar, dar... De ce asta vrei să faci? Putem să facem asta altfel. Ajungi undeva în spate. Ajungi într-un moment în care să-i pui în față opțiunile pe care le poate avea? Da. Și să-l pui să aleagă, dar să-l reorientezi cumva să vadă... Să le vadă pe toate. Ok. Deci, tu scoți oamenii din convingeri. Da. În sensul bun. Din convingerile limitative. Hai să spunem, îmi place foarte mult expresia asta cu convingerile limitative. Nu mai știu unde am auzit-o sau citit-o, dar îmi place foarte, foarte mult. Un om vine la tine foarte pornit și foarte încadrat între limitele lui. Are limita din stânga și limita din dreapta. Și cum faci să provoci acea explozie în mintea și mai ales în psihicul lui, în așa fel încât să-l scoți afară din limitele astea? Se întâmplă. Atunci, pe moment, ai putea spune că e o chestie de inspirație, dar este o chestie de atenție, de foarte mare atenție. Ești atent pe el, pe tot ce spune el, pe tot ce spune verbal, pe tot ce spune neverbal, non-verbal. Da, da. Orice este de sesizat, ești atent și pe tine, pentru că în această legătură și în această ascultare activă și în această prezență acolo, simți că e ceva în regulă. Focusarea atenției însă trebuie să fie pe client și pe ce simți tu, că orice emoția lui, cumva o simți. Atent fiind, găsești tehnica și soluția de a lărgi orizontul și de a vedea că între alb și negru există gri. Un prieten foarte bun mi-a povestit ceva foarte... mi-a dat un exemplu foarte drăguț pe care eu l-am dat și altora. Plecase pe munte. Singur, fără fâși, fără niciun fel de echipament de ploaie, de vreme rea, de
La un moment dat, în bocancul lui a intrat o piatră, o pietricică foarte mică, care a început să-i provoace răni. N-a simțit această piatră la început. Știi cum e că rana de la acea pietricică din bocanc se simte la un moment dat foarte puternic? Încep să simți că chiar este o rană. Și când s-a uitat și a văzut, și-a desfăcut bocancul și și-a văzut piciorul plin de sânge. Deci este o poveste 100% adevărată, aș putea să spun și numele persoanei, evident nu are rost. Asta l-a oprit din drum, a zis nu e în regulă, nu trebuie să mai merg, chiar dacă scot piatra mă pot infecta, stric bocancul și așa mai departe. Și s-a întors. Lucrul ăsta l-a făcut să scape de o ploaie torențială pe munte. Și eu te întreb în momentul ăsta, cum faci să le arunci oamenilor pietricica în bocanc atunci când ei merg în direcția greșită? O întrebare întrebătoare. Ok. Care îți rămâne tot timpul în minte și care practic este o parafrazare a ceea ce ai spus. De-aia necesită atenție deosebită clientul în sesiune, că toate oamenii nu se aud. Îți dau un exemplu. Foarte corectă observație, da? Sunt de acord. Îți dau un exemplu. Vreau să plec de acasă. Da? Simți că e ceva în multe emoții acolo, da? Cândva pe parcursul sesiunii, bineînțeles la momentul potrivit pe care sigur îl știi și îl vei simți ca și coach, parafrazând sau spunând efectiv vreau să plec de acasă, deja începe să conștientizeze de acasă, ce înseamnă acasă, de fapt ce vreau să fac, vreau, nu vreau, ce înseamnă asta. Sunt da, multe. Uite o întrebare bună, vreau cu adevărat să fac treaba asta? Da, sunt tineri, nu le-aș mai zice copii. Așa. Care în momentul în care ajung într-o astfel de sesiune, e clar că undeva în sufletul lui e un zbucium. Pentru că dacă ar fi dorit lucrul ăsta să fie independent, să ar fi făcut-o. Deci e altceva. În spatele acestui zbucium este o intenție pozitivă. Poate e nevoie de tine acolo pentru ceva. Și cam asta faci. Tot aprinzi lumina, tot dai la o parte văluri, straturi și ajunge la o profunzime pe care n-a putut să o vadă singur. Că nu... Da. Cred că mai avem vreo 2 minute din rubrică. Am o întrebare foarte scurtă pentru tine. Cum scoți pozitivul din oameni și cum dai negativul la o parte? Cum se cerne grâul de neghină? Sau cum îi faci să facă ei lucrul ăsta? Că până la urmă nu știm noi ce este pozitiv și ce este negativ în viața altcuiva. Sau nu putem aprecia. Nu sunt lucruri pozitive sau negative. Sunt chestii de alegeri. Chiar vrei lucrul ăsta? Chiar îl vrei? Da? Știi care sunt urmările? De obicei nici nu trebuie să răspundă. E suficient să adresezi întrebarea și apoi mai rămâne la nivel de reflexie și la nivel de hotărâre dacă chiar face lucrul ăsta. Poate mulți nu se gândesc la consecințe. Ne proiectăm în viață, întotdeauna în viitor. Este un alt mecanism al nostru de apărare și de fapt noi facem niște simulări ale viitorului. Da. În mintea noastră. Ce ne face să greșim în aceste simulări? Fiindcă facem și alegeri care pe o perioadă scurtă par greșite. Cred că pe termen lung e altceva. Cred că cel mai mult lipsa încrederii. Acum că noi ne proiectăm, este în regulă, dar câteodată sunt și proiecțiile celorlalți. Și dacă nu sunt în concordanță cu ale tale, un sfat al părintelui, te faci medic. Poate chiar ești bun, dar dacă o faci doar din dragoste pentru părintele tău, din respect sau din dorința de a-i mulțumi, la un moment dat va exista un conflict. Un coach într-o astfel de situație te poate ajuta. Îmi place foarte mult alinierea nivelelor neurologice, da? Da, da, da. Unde, apoi la nivel de abilități, la acțiunile pe care le fac, la convingerile mele, la valori, la identitate, la apartenență, da? Categoric în spatele meu se află părinții, chit că vorbim biologic, chit că vorbim psihologic,
chit că vorbim ca din toate punctele de vedere. Din toate punctele de vedere și apoi undeva o aliniere cu spiritualitatea. Da, excelent. Aici m-ai îndreptat către un subiect foarte profund. Luăm unde o scurtă pauză și după aceea o să revin și cu niște întrebări legate de spiritualitate. Terapii pentru trup și suflet se realizează împreună cu doamna Cecilia Tamaș, avocat și coach, dar mai cu seamă coach. Există o haină de coach? Există un spațiu coach. Ce înseamnă asta? Sau o atitudine de coach. Care e diferența între haină și atitudine? Între haină și spațiu? Păi atitudinea o ai tot timpul cu tine. Iar spațiul creează așa foarte multe posibilități. Ok, adică este un spațiu al tău personal. În care, bineînțeles, că pășește și clientul. Sigur, dar nu este un spațiu fix, adică nu este un spațiu care să existe într-un cabinet unde se desfășoară activitatea asta sau ceva de genul ăsta. Bine. Revin cu o întrebare referitoare la ceea ce discutam mai devreme, fiindcă coaching-ul este o terapie pentru suflet. Asta cu siguranță. Cu siguranță. Apropo de Tony Robbins, pe care l-am văzut recent pe o înregistrare, apropo de Mark Steinberg, căruia i-am luat vreo 10 interviuri până acum, cred, din care 5 s-au difuzat și 5 urmează să se difuzeze în perioada curentă. E o terapie pentru suflet, dar ce ne facem în această terapie cu oamenii dezorientați? Adică gândește-te că mergem pe un exemplu. Vine la tine un om care este nemulțumit, dar este în același timp dezorientat. Nu știe ce vrea, nu are o țintă. Ce faci ca să ajuți acel om să-și găsească ținta? Fiindcă creierul nostru funcționează foarte bine când avem o țintă. Este atavismul de vânători, de la strămoșii noștri. Da. Conștiința colectivă, ca să zic așa, cred că noi, poporul român, nu suntem foarte orientați spre obiectiv. Spre deosebire de americani, care sunt mai așa, știu, sunt orientați înspre. Bine, poate la ei e prea obositoare treaba asta cu obiectivul, că ei tot timpul au obiective, 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 obiective. Da, adică există și reacția inversă. Dar mai trăiește, domnule, în prezent, mai lasă-le încolo de obiective. Da, la noi, cam de asta, în sesiunile de coaching, clienții vin orientați spre departe de... acasă, trebuie să faci facultate, trebuie să înveți ca să pleci de aici, ca să nu fii sărac. Și atunci tu nu te orientezi spre bogăție, tu doar fugi de sărăcie. Interesant punct de vedere, da. Lucrezi un pic pe aspectul ăsta, lucrezi un pic însemnând prin întrebări. Pentru că e mai ok să e mult mai de efect să mergi spre ceva, pentru că altfel departe de, dacă l-ai privit ca un punct sau ca o latură, este oriunde în spațiul ăla, da? Fie că e o sferă, fie că îl privești chiar și plan, oriunde departe de poate să fie așa. Atunci, îmi place povestea cu Alice în Țara Minunilor, când se întâlnește cu unul din personajele fantastice de acolo și îl întreabă Alice,
pierdută fiind dacă e pe drumul cel bun. Și întrebarea este unde vrei să ajungi? Nu știu. Atunci ești pe drumul cel bun. Bine, uite, fiindcă tot am intrat în sfera asta, unde vrei să ajungi, și în sfera oamenilor care nu știu unde vor să ajungă, fiindcă... Tot știu. Dar nu l-aduc la nivel de conștiență, la nivel de obiectiv. Exact, și tuturor ni se întâmplă să nu știm. Da. În același timp, la un moment dat sau de mai multe ori în viață, este natural să trecem prin etape în care nu știm ce vrem să facem mai departe. Cel puțin mie mi s-a întâmplat treaba asta. Și mie. Bun, hai să luăm un exemplu particular aici. Coachingul pentru sănătate. Este, știu că în America este foarte, foarte utilizat. Vine cineva la tine care are o problemă gravă de sănătate pe care o rezolvă medicul, evident, da? Sau are un număr de opțiuni, poate și cu terapii complementare și cu psiholog și așa mai departe. Dar el are această nemulțumire. Și ce faci tu pentru el? Cum poți ajuta o asemenea persoană să se orienteze? Să înțeleagă cum să ia decizii mai bune. Să fie un om de succes din punctul ăsta de vedere. Acum, pe problemele astea de sănătate, plecând de la ideea că în spatele unei boli poate să fie o traumă emoțională, trebuie să fii foarte, foarte atent la limbaj. Și de obicei îți dai seama, spune ceva în ședința aia. Fie, știu eu, e vorba de o traumă, o neiertare, o ceartă, chestie foarte de... Foarte frumos ceea ce spui. Așa. Deci ajungi, cauți să ajungi acolo în străfundul lui, în subconștientul clientului și să vezi unde este cauza acelei dereglări. În momentul în care o vede, pentru că asta faci în ședința de coaching, da? Eu prezinți, fie e o parafrazare, fie în notițele pe care și le găsești modalitatea să o aduci inconștient și o conștientizează, mai e puțin de lucru la o accepta, da, s-a întâmplat. Și apoi organismul efectiv se reface și, sau cel puțin răspunde mult mai bine la terapii, pentru că e și împăcarea asta. Ce se întâmplă în mintea lui în acel moment de întoarcere, ca să-i zic așa? Își vede efectiv esența divină, aș spune. Adică, da, m-am supărat, este omenește, dar uite, mi-a trecut. Sau, da, am fost abuzată, dar și el este un om. Nu înseamnă neapărat iertare. Este, cred că e suficient să o conștientizezi, să o accepti și să o treci pe acolo unde este. S-a întâmplat, ok, gata. Și îți vine mult mai ușor să ierți atunci când accepti. Da. Altfel, ce-ai ierta? Da. Deci e foarte, foarte important să acceptăm în viață. În ultima vreme încep să înțeleg din ce în ce mai mult... Sensul cuvântului acceptare. Da, da, la nivel personal. Nu? Pentru mine, mă refer la mine. Da, și mie mi se întâmplă același lucru. Nu în sensul că de acum încolo toată lumea poate să-ți facă lucrul ăla, dar efectiv să simți ce s-a întâmplat și să știi, da, eu am pățit asta, da, asta s-a întâmplat. Da, bun. Da, foarte interesant. În momentul ăsta trebuie să luăm a doua pauză din emisiune, dar vreau să lărgim mult aria întrebărilor în rubrica următoare, fiindcă rubrica următoare se cheamă Școala Spirituală și o să mergem către spiritualitate, dar trecând printr-un alt punct interesant de care ne lovim mulți dintre noi. Luăm întâi o scurtă pauză.
Școala spirituală se realizează împreună cu doamna Cecilia Tamaș, avocat și coach, tema serii fiind succes prin coaching. Cecilia, vreau să îți adresez o întrebare de clarificare. Se înțelege ușor ce este coachingul. Vreau să te rog să-mi spui ce nu este coachingul. Fiindcă aici sunt niște delimitări utile pe care e bine să le facem. Fiecare profesie de tipul ăsta are nișa ei în viață și cu cât îți precizezi mai bine nișa, cu atât este mai bine și pentru tine și pentru cei cu care lucrezi. Da, coachingul nu este psihoterapie. Însemnând că nu încearcă să rezolve traume din trecut și că efectiv se lucrează pe un obiectiv, chiar dacă coach-ul poate într-o ședință nu face decât să te ajute să stabilești un obiectiv. Că de fapt nu stabilești unul și sunt mai multe, aia știm că da, așa e da, mintea noastră. Da. Dacă observi însă că nu-l poți orienta spre soluții și că are nevoie în continuare și că veșnic trauma sau evenimentul din trecut revine și nu se reușește o astfel de orientare, este bine să te oprești. Să te oprești, nu te împiedică nimic să recomanzi o psihoterapie, de fapt, în relația... Da, vreau să spun că în relația pe care o creezi, chiar este... Nu dăunează, sigur. Nu dăunează. Sigur, sigur că da. Este chiar bine, adică mă gândesc că aș fi clientul unui coach și omul mi-ar spune, uite, poți să mai încerci și treaba asta, că te-ar putea ajuta și așa mai departe, n-aș putea decât să-i fiu recunoscător într-o asemenea situație. Coaching-ul nu este consiliere. Sunt câțiva și mi s-au întâmplat să vină pentru sfaturi. Și atunci... Da, aici e o diferență mai greu de făcut de către noi oamenii obișnuiți, care schimbăm nu locurile. Cunoaștem bine. Schimbăm așa. Locurile. Dacă eu stau pe locul ăsta, mă mut pe locul lui și îl las și încet, încet nu mai dă sfaturi și își spune da, exact da. Ce are de făcut. Acum se poate întâmpla în cadrul unei ședințe de coaching fie mici momente de consiliere, dar există tehnica pentru că coaching-ul se poartă, ședința se desfășoară într-un raport continuu, adică veșnic, atenția focusată pe client, pe proces, pe proceduri, pe ce se întâmplă și atunci când m-aș situa într-o poziție de training de a explica anumite lucruri, de exemplu, chestii psihologice, ca să zic așa, se poate întâmpla să-i spui niște aspecte din psihologie clientului, trebuie să rupi un pic raportul și să te situezi în poziția aceea în care explici niște lucruri, da? Da, da. Fără să schimbi convingeri sau alte. Sunt efectiv lucrurile pe care le cunoști din studiul pe care le-ai făcut. Însă coaching-ul nu este consiliere. Nu vii pentru sfat. Da. Corect. Foarte, foarte bun venit răspunsul. Coaching-ul nu este mentoring. Deși tu ca și coach este clar că ești un model. Te-a ales ca antrenor tocmai pentru că are încredere în tine. Dar nu în sensul ăsta de a, de a da soluții sau de a te prezenta, uite, cam așa ar trebui să fie. Nu. Mm-hmm. Ok. Și acum, înainte de partea de spiritualitate, încă un subiect foarte, foarte util pentru mulți dintre noi, business coaching-ul. Ce poate face pentru noi business coaching-ul și cu ce tipuri de probleme vin oamenii la business coaching? Foarte multe. Eu acum am și perspectiva din punctul de vedere al unui avocat. În momentul în care înființez o persoană juridică la Registrul Comerțului, ea naștere o ființă. Ea am putea spune o ființă, deși virtuală, este o persoană juridică, dar are
cui, are număr de înregistrare, are sediu, are asociați. Statutul societății, dincolo de obiectele de activitate, are niște aspecte luate din lege, dar care pot fi îmbunătățite. Okay. E ceea ce ar însemna constituția societății. Și atunci, societatea aia are un scop. Dacă oamenii care vin în firmă se aliniază acelui scop, dacă scopul este înalt în sensul de benefic, de favorabil, și toată lumea își pune resursele și își aduce contribuția, lucrurile merg minunat. Problemele apar când sunt angajați care nu se pot alinia acelui scop. La început toate lucrurile în firmă merg de obicei bine până când se uită că de fapt ne-am dorit să facem lucrul ăsta care era minunat. Prin coaching se realizează nu ceea ce ar spune avocatul, un regulament de ordine interioară sau un regulament de organizare și funcționare, se realizează o constituție a acelei societăți. Care sunt punctele în care alegi să lucrezi într-o firmă, în structura firmei? Mai degrabă, mai de la bază, cu managerii, cum este mai bine? Sau cum se întâmplă asta în funcție de situație? Cum afli unde lucrezi? De obicei, contractarea se face din partea conducătorilor. Managementului, da. Managementului. Poate să fie, poate să ai, s-a întâmplat să vină să zică, tu știi, tu spui. Și atunci, s-ar putea să propui ședințe cu managerul în momentul în care sesizezi că obiectivul pentru care tu ești acolo sau ce s-ar dori să antreneze, da, ce ar dori ei să antreneze nu ți este foarte clar, poți să ai o ședință individuală cu managerul sau una cred că e suficient și apoi cu echipa. De obicei ești primit în firmă la de genul că vrei să observi o ședință, pe unde se intră, cum se intră, ce se întâmplă la recepție și stabilești un plan de lucru, ca să zic așa, de antrenament. Și în funcție de ce se întâmplă, definitivez, ca să zic așa. Adică planul de obicei pe o societate s-ar putea să dureze mai mult, s-ar putea să dureze 4 sau 6 luni. Ședințele, ele fiind poate o dată pe săptămână, o dată pe lună, trebuie să le lași apoi spațiu. Trebuie să vezi cum faci. Și atunci, ca proiect, ca și plan de coaching, îl prezinți. Aici mai e important un lucru, toată lumea, coachul trebuie să fie foarte sincer. Deci, ce iese din procesul de coaching sau lucrurile care țin de confidențialitate nu vor ajunge niciodată la cunoștința managerului, angajații trebuie să știe lucrul ăsta, n-am venit decât să realizăm obiectivul de a crește productivitatea cu 70%. Am înțeles. Da. Hai să trecem puțin la spiritualitate. Aș vrea să te rog să-mi vorbești despre un subiect care are profunzime. Sinceritatea spirituală și ce înglobează ea? Ce legătură are asta cu coaching-ul? Că pare așa o... Are o legătură cu nivelurile neurologice. Hai să vedem. Este prezentat ca nivelul cel mai înalt în condițiile în care... Și pot să vin într-o ședință de coaching și cu astfel de probleme. Culmea e că mi s-a întâmplat... client care are de toate, însemnând are familie, asta însemnând că se bucură de dragostea partenerului, că se bucură de dragostea copiilor, este împlinit din punct de vedere al serviciului, da, al locației și totuși e ceva. Ceva lipsește. Ceva lipsește, da. Ceva lipsește și atunci în momentul în care te uiți un pic la mediu și vezi că totul este ok, te uiți un pic la abilități și vezi că într-adevăr are toate aturile pentru care a reușit, are abilități de manager, de
mă rog, și profesional este împlinit, umbli un pic la convingeri și la valori și vezi că valorile sunt ok, sunt înalte, are ca valoare sănătatea, familia, onestitatea, ca apartenență vezi că este ok, da, și aparține părinților poporului român, umanității. Deci piramida lui Abraham Maslow este realizată, da, aparent la toate. Da, și mai urmează spiritualitatea. E, ce e de făcut acolo? Cum lucrezi? Că este o persoană cu care e foarte greu de lucrat, dar bănuiesc că simți că ceva lipsește. Mie mi-a plăcut foarte mult un interviu de-al profesorului Constantin Dulcan, în care povestea, mă rog, parcursul profesional și că a avut nevoie de sprijinul divinității o bună perioadă de vreme, că nu și-a dat seama decât după moartea tatălui, când a văzut-o pe mamă, că faptul că credea în Dumnezeu pentru ea era mult mai liniștitor. Sigur că da. Da, și se întâmplă așa, o aliniere, pur și simplu. Da? Se poate la un moment dat să ai impresia că ești singur, că nu e cineva care să te asigure milă, compasiune. Mi-a plăcut iarăși foarte mult, sau cel puțin pe ăsta l-am dat ca exemplu, circula pe YouTube și o poveste cu un om pe ultimul drum, pe malul apei, pe care îl parcurgea împreună cu Dumnezeu și se vedeau doar pașii lui o bună perioadă de vreme. Un singur rând de pași. Singur rând de pași. Și îi zice, Doamne, dar cum se poate? Uite, de ce acolo nu se văd și pașii tăi? A, nu, a fost perioada în care te-am ținut în brațe. Pentru mine a fost așa o revelație, pentru că înainte de a citi finalul, aveam impresia că o să spună asta era perioada în care te-ai lepădat de Dumnezeu. Nu. Nu. Dumnezeu nu pedepsește. Da, Dumnezeu ne ține în brațe tot timpul. Și mă întreb dacă această împuternicire de care vorbeai tu la început, acest empowering, cum este expresia în original în limba engleză, nu cumva provine din spiritualitate până la urmă? Ba da. Bine, e adevărat că între ego-ul nostru și spiritualitate mai sunt niște niveluri și blocajul poate să fie la unul din aceste niveluri, dar cum poate un coach să ajute pe cineva să-și regăsească spiritualitatea? Uite, din regie mi se spune că mai sunt 2 minute, doar e o întrebare și așa e grea. Avem și puțin timp. Da. Dacă tu ai încredere în clientul tău și vezi esența divină, o să o vadă și el. Foarte interesantă abordare. Da, de fapt, singura corectă. Fiindcă exemplu personal nu poți să dai că ești coach. Că de obicei funcționează exemplu personal. Da, pe care l-a avut înainte. Ședința de coaching nu începe atunci când te întâlnești. Ședința de coaching începe când s-a gândit el să vină la coaching. Când până s-a gândit să dea telefon. Ea durează inclusiv în perioada de contact telefonic până stabilești. Unele pot să fie urgente, pe altele vrei să le modelezi un pic, vrei... Și plus că durează ulterior. Durează ulterior prin temele de acasă, prin exemplu personal ți-l ia, dar important este să ai încredere în el și să simtă încrederea pe care o ai în el. Adică chiar să o ai și să o arăți. Foarte interesant. Mi-ai adus aminte de niște cuvinte spuse de Buddha cu 2500 de ani în urmă, că el spunea așa, că dacă vrei să aprinzi lampa al cuiva, trebuie să fii tu o lampă aprinsă în primul rând. Și în al doilea rând e interesant ce ai spus, că de fapt tu spui că trebuie să vezi deja lumina în acela cu care lucrezi și asta îl va ajuta să-și aprindă propria lampă ca să-l
Da. Să-l parafrazăm pe Buddha. Da. Foarte interesant. Aștept să văd cu ce carte vrei să vii. De fapt, văd că te uiți așa, da, către ea. Bine, luăm întâi o scurtă pauză. Cartea lui Ștefan se realizează împreună cu doamna Cecilia Tamaș, avocat și coach, sau coach și avocat, se îmbină cele două. Da. Destul de mult și este o parte foarte pozitivă coachingul. După părerea mea personală, coachingul poate aduce ceva foarte pozitiv în avocatură. Ai venit cu o carte foarte interesantă în această seară, a lui Virginia Satir, Arta de a făuri oameni, Psihologia familiei. Virginia Satir, despre care știm pe cine a inspirat, da, este vorba de Richard Bandler. Da, Virginia Satir, un terapeut excepțional de familie, și vreau să te întreb de ce ai ales această carte. Ce conține interesant cartea și ce ți-a plăcut ție în această carte? Faptul că terapia ei era foarte în mișcare. Hai să povestim un pic, că e foarte, foarte drăguț ce făcea. În momentul în care, în primul rând, a fost un specialist în ceea ce privește terapia familiei și s-a părut de efect să prezinte relațiile dintre membrii familiei și îi lega cu eșarfe, creând astfel legăturile între mamă-copii, dar și copii-tată, copii-bunici, și să creau așa niște noduri acolo, că îi punea să se miște, chiar era foarte, foarte în mișcare terapia, ca să-și dea seama de fapt cât de epuizante erau, mă știu eu, solicitările, n-aș zice abuzatoare, niciodată nu le-a privit ea în sensul ăsta de abuzator, ci de a păstra o limită. Ce mi-a plăcut cel mai mult este că întotdeauna a avut încredere că relațiile se pot modifica și se pot recrea, ca să zic așa. Și chiar i-a ajutat să se descurce din toate aceste noduri pe care le făceau și era de efect, chiar de foarte mare, de foarte, foarte mare interesant. Efect. Este plină de exerciții, este plină așa de exemple. Hai să vedem un exercițiu. Poți să-mi spui câteva cuvinte despre un exercițiu? Îmi plac foarte mult exercițiile și exemplele îmi plac, dar exercițiile îmi plac la fel de mult. Numai static este ca membrii familiei să-și spună ce le place în comportamentul celuilalt și ce nu le place. El se termină cu hohote de râs, pentru că, de fapt, lucrurile care nu-ți plac sunt de râs. Că strângi pasta de dinți de la mijloc, că îți arunci pantofii nu știu unde. Și asta pentru că ea tot timpul desfăcea omul de comportament. Da? Omul nu este comportamentul, nici suma comportamentelor este mult mai mult decât este atât. Esența divină. Uite, ne rămân câteva minute din rubrica asta de carte și vreau să ne concentrăm puțin în aceste câteva minute asupra elementului pe care eu îl socotesc că este cel mai important în ședința de coaching, nu știu dacă greșesc sau nu, și anume clientul. Este cel mai important. Cine este clientul de obicei?
Clientul este omul care vrea să atingă succesul și excelența. Ok. Și ai putea, dacă te rog, să vii cu câteva exemple de clienți, de oameni care au venit la tine, pe care i-ai ajutat, sau hai să zicem cu care ai lucrat, ca să fim într-un limbaj foarte corect. Aș spune de un sportiv care avea o teamă. Așa. Da, aici a fost ședința de coaching, dar am simțit și nevoia unei abordări strict prin prisma programării neurolingvistice, un pic mai în mișcare. Oameni care au vrut să schimbe serviciu. Și mult de lucru pe relații. Ăsta e un subiect pe care vreau să-l abordăm într-o emisiune separat. Adică aș fi foarte interesat de o temă, coaching și NLP în relații. Minunat. Deci cam pe aici aș vedea eu un minunat, un subiect pentru că interesant. Acolo ai tehnica pozițiilor perceptuale, care este de un mare efect. Ok. De un mare efect și efectiv vezi relația așa cum e, vezi sistemul, vezi mai multe și îți dai seama unde poți să-ți îmbunătățești atitudinea ta, pentru că este vorba despre tine client, nu despre celălalt. Schimbându-te tu, se schimbă relația, pentru că dacă se schimbă un pilon al relației, categoric se schimbă relația. Bine, hai să vorbim puțin despre relația mamă-fică, spre exemplu, în coaching. Uite, 2 minute, spune Luiza că mai avem. Relația mamă-fică este deseori dificilă. Deseori, nu, am exagerat, este uneori dificilă. Da. Ce? Dar ce ai zice de relația mamă-fiu? Mamă-fiu, uite, bine, hai să vedem. Mamă-fiu și mai interesant. Mă pui să spun din casă. Să spun din casă, din postura de coach. Nu spun decât atât. Client cu o altă orientare decât am privit-o noi, da? Eu mamă ortodoxă, cu altă orientare din punct de vedere al partenerului. Da. Care îți vine într-o ședință de coaching și tu ești mamă de băiat. Sinceritate, pui tot pe masă. Trebuie și să iese faci o ședință lucrarea. Luminată. Nu. Sunt multe. Nu ai ce să faci. Da, iar în ședința de coaching am venit tocmai pe această relație a lui cu mama lui. Și cred că am oglindit relația în totalitate ca să-și dea seama și ce simte ea. Da, am simțit nevoia să-i spun tot, e o problemă. Vreau să-ți spun ceva. Știi? Extraordinar, da. Deci, rămâne ideea coaching NLP și relații de familie pentru o viitoare emisiune. Ultima pauză din emisiune acum și apoi recomandările săptămânii. Recomandările săptămânii se realizează împreună cu doamna Cecilia Tamaș, avocat și coach. Pentru săptămâna următoare am 2 recomandări foarte utile pentru dumneavoastră. În primul rând, dacă doriți să luați legătura cu doamna Cecilia Tamaș și să-i adresați întrebări sau să comunicați cu dânsa, puteți face acest lucru
Foarte simplu, prin intermediul rețelelor de socializare, contul este pe numele Cecilia Tamaș, ca și în viața reală, și vă mai recomand ședințele de coaching de grup pe care le realizează domnia sa și care eu consider că sunt extraordinar de interesante și este foarte util pentru cine are ocazia să participe la așa ceva să o fac. Și cu asta îți mulțumesc foarte mult, Cecilia, pentru participarea la emisiune. A fost cu siguranță o emisiune foarte interesantă, cel puțin pentru mine și sunt convins că pentru foarte, foarte multă lume. Și aș vrea să te rog să spui o frază de încheiere pentru telespectatori. Ce prin a spune că îți mulțumesc pentru invitație. Cu mare plăcere. Iar în ce privește pe telespectatorii, le-aș recomanda să-și antreneze fiecare din abilități. Poți să vii să-ți antrenezi, răbdarea, cunoașterea, oricare din abilități merită antrenate într-o ședință de coaching. Foarte interesant ce ai spus. Deci ne putem dezvolta cu ajutorul unui coach și mai mult orice calitatea noastră. Uite, o definiție interesantă a coachingului. Îți mulțumesc încă o dată, Cecilia Tamaș, pentru participarea la Dialoguri între minte și inimă. Dragi prieteni, vă doresc o săptămână bună, plină de lumină, în care să meditați la calitățile dumneavoastră și la această emisiune minunată pe care tocmai ați urmărit-o. Să ne revedem sâmbăta viitoare în jurul orei 19, sănătoși și voioși, numai și numai la televiziunea 6 TV. There is nothing as powerful as a changed mind. You can change your hair, your clothing, your address, your spouse, your residence. But if you don't change your mind, the same experience will perpetuate itself over and over again, because everything outwardly changed, but nothing inwardly changed. Want something out of life, if you want to change yourself, if you want to acquire something, if there's some goal that you want to reach, changing your behaviors, overcoming negative habits, it's challenging. It's hard. Most people go through life never discovering what their talents are. Most people never develop their talents. The only thing that's going to make you happy, my friend, in this year or any other, is to step up. It's to raise the standard. It's to discover what you're capable of and feel that incredible power of pushing through whatever's holding you back and get to the other side of more of your true self. That's what this game's all about.